Cine din clasă? Ce știu eu scrie? Taci mă morții mă, ce-l faci pe grasul prost? Că bă pula mă și fac aură în găuz, bă că mi-ești pula morții, te că fac tunel la mă ta în rasa mă, tii. I fac tunel, băga pula, mă, ăsta Târfă proastă Bă, băga-mea -aș, bă, bă, aș pula în ea, curvă, morti morți mătii, bă Deci de născut că la vorturi a închis, băga pula, în familia mătii și în crucea mătii și în mă aia, curvă, care îmi suge pula ma, Păi că e o curvă, băga-mea aș pula, în ea E o curvă, băga-mea aș pula, în Ce report? Că îmi dai cu pula la gură, report? Ăla îmi dai Nu mai suge pula, e bere, mă duc să mă cac. Dau ready dacă vrei ceva, dar... Ceau, bau. Apropo, s-o fu pe măta la care mă jura. Bine, ați revenit aici, la partea a doua de... Parerea mea despre Fize Fortnite, practic, cred că asta putem zice, cred că va fi singurul tip cu două sau mai multe părți pe o lungă perioadă de timp. ce au făcut acum e pe, după cum ați văzut mai devreme, a început să înjure pe cineva din absolut niciun motiv, eu nu înțeleg contextul, adică pur și simplu a început să-l înjure, nu știu, s o luat de un prieten de-a lui, a început să-l înjure pe live așa ca ultimul nesim porc, după aia, iar, mai știți când v-am zis de faza cu regulile pentru cont să dea dislike la cineva, gen... Dacă apăsai pe link să te duci să dai dislike acolo, la videoclipul respectiv. Na, pe asta face acum cu videoclipul meu, ăla în care i-am dat X 51 de minute. Să știți, s au strâns vreo 8 dislike-uri, dar nu s-o strâns atâtea. Probabil dacă s-o strâns gen 4000 și unii care s-au uitat un pic mai mult și au văzut că, bă, merită să-i dau like. Cred că aia s-a întâmplat, dar nu cred că... Uh, mai da și dislike, trebuie să recunosc că n-a cont Și au mai făcut câteva alte lucruri, au mai furat câteva thumbnail-uri, ca de obicei, ce credeți? Și o să mai comentăm, o să mai răspund la, o, la un mini-război, o mini-dramă, ceartă, cum vreți spuneți, în comentariile de la episodul ăla de 51 de minute. Practic, doar o să vă arăt așa mini-cearta între mine și el, în reply-uri. A, ah, da, și încă un lucru. Dacă ați văzut acolo mai devreme în descriere, scriea la 40 de like-uri dă răspuns la ghepardu Adică el nu poate să facă un răspuns din propria inițiativă, lui trebuie like-uri să facă un răspuns. Deci da, băieții. Lui ăsta îi trebuie like-uri ca să răspundă la niște acuzații, de fapt acuzații aduse cu dovezi și argumente. Da. Și hai să vedem acum ce arătăm, ce nu arătăm. În primul și în primul rând vreau să vorbim despre mini-cearta pe care am avut-o cu el Acolo, în comentarii, în reply-uri, o să vă arăt și filmare pe care am făcut-o acum câteva minute parcă, da, maxim 10 minute În care, efectiv, mă, o să vedeți, cred că, cea mai de retardați ceartă dintre retardați Băieții, pregătiți-vă că o, o să, o să o căcați un pic vreo voi de râs, poate o să și picați de pe scaun Luați, nu vă luați popcornul lângă voi, lăsați-l la o parte să nu faceți mizerie prin toată casa, bine? Dar cum ați putut vedea, puteți să puneți, să vă duceți înapoi, să puneți pauză, să citiți comentariu cu comentariu, reply cu reply, cum se mai spune. Dar o să fac așa, am și comentariile în față, pentru că, na, trebuie să am comentariile în față ca să, na, să le pot citi cât de cât, să fac un mini rezumat la chat asta. Bun. Deci el se ia de vestimentația mea, eu îi spun că mă, deci de ce are legătură, ce legătură are vestimentația cu faptul că ai folosit Warhack și bot pe CSGO sau că instigi la oră, adică, serios băieții, cu ce pulul mare legătură? Că eu pot nert haine de la Calvin Kalin cu faptul că el folosește Warhack și bot pe CSGO, adică, cam așa. După aia am ce bă, că mă dădeam cu el prieten, că... Că și ce legătură ai tu cu mine să-mi faci clip, îmi faci pentru că îți intru pe live și îți dau like și un com. Doamne, bă. Na, da, dacă îmi dădea like și comentar că vă lui. Și legătura are cam hack, mă joc ce vreau și filmez ce vreau. Eu hai, te las că după iar vii cu taică tu că mă iau de tine. Deci, comentariul ăsta nu doar că s-a luat de mine, că odată s-a luat de mine, practic, mi-a dat bully și am venit cu tata, ce, ce să nu recunosc. Normal, am venit cu tata în pula mea, adică ce crezi, îți joc de mine așa și n-am ce să-ți fac? Ba, am uite-l chem pe tata, na. Ce, să nu recunosc, ba, pula. Așa, dar se mai ia, dar mai și spune că îi... joacă ce vrea, filmează ce vrea, bă, cam așa. Da. Uite, chiar așa zice. Și ce că cam hack, joc ce vreau eu și filmez ce vreau eu. Pe și ce argumente ăsta în apărarea ta? Eu nu înțeleg ce argument ăsta. Tu folosești hack pe CSGO, cineva îți dă X pe, faptul ăsta și tu dup după aia vii și spui Da frate, ce legătură are că am hack și mă joc ce vreau eu și filmez ce vreau eu. Mai bine îți dai cu palma în cap. Bun. După aia, zice, după aia eu, eu spun că m-am dat prieten cu tine, adică niciodată, eu nu fac prieteni atât de proști ca el, așa, și ce mai este ăsta, da, deci practic l-am întrebat uh, care e treaba cu argumentul ăsta, se vede clar cât, se vede cât de clar se poate că tu nu îți respecti abonații, adevărat, după aia vine el, bă frate, eu joc că vreau cu Hec, dacă nu îți convine și te, nu te uiti ce să îți fac eu, e PC-ul meu și mă joc ce vreau eu, chiar te respectam și tu faci clip că mă joc cu el, că mă chat cu nu jur, că nu jur, știu că nu știu cine, nu știu, da, știu că sunt astea, dar citesc cum o scris el, că na, de ce nu? Ce hai mă calmează-te Vezi înainte de a citi următorul replay pe care l-am dat eu practic Vreau să vă spun că Eu n-am făcut videoul ăla neapărat Pentru că am ceva cu el Ci pentru că am văzut ce contentare Și mi-a mai zis și un coleg sau altul Că bă uite ce face ăsta m-am uitat Content de căcat Mă, trebuie să-i dăm x până la urmă. Da. Mamă, și acum mă stă și mă gândesc. Părerea mea despre. Bă, asta e serie de hate mai mult decât orice altceva. Mai mult serie de x -box. În fine. După aia, e un locul tău. Asta s eu, da? Asta scriu eu. E un locul tău, aș fi încercat să învăț din reșeli, Nu să mă pun să fac dramă în comentarii. Ce neadevărat. Acest comentariu este aproape la fel ca celălalt, mai un pic și este copy-paste. Așa că te rog, încearcă să vezi dracu din greșeli și să nu mai pui link în descriere pe live ul să-mi dea dislike. Dacă continui să faci asta, un argument din acest videoclip este dovedit cât se poate de bine. Adică argumentul ăla și am adus și dovezi pentru el că el instigă la ora. După a vine el. Eu n-am nimic cu tine de parcă ne înțelegem și până dar văd că marele gamer profesionist face clip de mine de la școală când m-am luat puțin de tine, ai cu taică tu, hai nu mai răspunde la comentarii că n-am chef de tine și de prostia ta că la franciză e bun și cinci. Ok, el se ia de lucruri care sunt întâmplat în viața reală, nu pe tărâmul ăsta YouTube, nu pe YouTube sunt întâmplat astea sunt întâmplate în viața reală și da, eu odată am ieșit, am ridicat, i-a spus profe în față, băi, bun și cinciu. I-am spus, în față i-am zis, e bun și cinciu. Și după aia, nu m a spus la comentariul ăsta, dar este ultimul comentariu scris, de fapt la care am răspuns eu, nu răspundeam la comentariu dacă nu, în, nu aduceai în discuție lucruri care, ce s-au întâmplat, nu pe YouTube, ci în viața reală. Și ce dacă am venit cu taică -mă că te-ai luat de mine? Chiar că că te lăsăm să-ți bați joc de mine? Sau te lua puțin de mine, așa cum ai spus tu? Și de ce să mint? La franceză e bun și 5. Nu știu eu cel mai bun la franceză. Eu m-am luat de lucru pe care le-ai făcut pe YouTube, pe canalul tău, nu ce ai făcut în viața reală. Prin acest comentariu ne arăți faptul că tu scoți pe gură niște lucruri irelevante cu subiectul în apărarea ta. A, cred că un răspuns mai bun nu cred că care aș putea să-i dau. A, și eu aș putea să spun despre el chestii din, din viața reală. Da, eu prefer să nu fac asta deoarece eu am câte cât de obraz și am vrut să mai strict ce au făcut pe YouTube, deși m-am cam abținut să mai am și de ce au făcut în viața reală, că au făcut și lucruri în viața reală. Acum au trebuit să aduc ceva discuție din viața reală, gen lucruri ce sunt întâmplat în viața reală, pentru că, na, și el a adus în discuția acel lucru ce s-a întâmplat în viața reală. Eu doar recunosc recunoscut că s-a întâmplat. Și da, băieții, cam asta e cearta, așa zisă, dramă. Nu știu, răspundeți în comentarii cine au câștigat, între ghilimele. mele mi, se pare niciun câștigător. Mi, mi se pare cearta asta mai mult o pierdere de vreme. Da, haideți să zicem, băieții. Păcat că nu ai audi. Bă, dar mie-mi place că Ghepardu îmi face dislike uri și tu, că îmi crește la ibu-n top. Îmi cresc view-urile când intră pe clipul ăsta Cu ce când ți-am făcut un dislike, nici măcar m-am mai uitat la live-urile tale. Da, chiar e ce live-uri mai face grasul. Ia, ce-o mai posta grasă? Ia, asta, e h, x, spațiu, Am postat pe dracu. Fortnite 12 mergi bun live, Fortnite dăm cont. Grosu Iau. Deci după cum ați putut vedea, el m-a acuzat că i-am dat dislike cu mai multe conturi. Da, trebuie să recunosc că am dat cu două conturi dislike, gen cu ăla principal și la secundar. Dar acum o să vă pun aici o filmare de pe Mobizen, adică cu conturile de pe telefon. Unde, ghișe, cu niciunul n-am dat dislike. Stați să vedeți aici, numai un pic. Că, na, el aduce acuzații așa, el crede că eu mă duc, am, mă, cobor la mintea lui să mă duc să instig la ură, știi? A, și mai ales cu conturi. Da, făceam asta înainte, de prost ce eram, dar acum nu mai facă și ceva. Ce puțin acum nu mai, am învățat din prostia aia. acum vreau să vorbim puțin despre faza cu thumbnail pentru că el nu a învățat din aia cu thumbnail și încă mai fură thumbnail -uri. adică de la videoclipul postat de la de 51 de minute unde mi-am dat expose că mai și fură thumbnail și le mai și refolosește o grămadă e pe acum fiți atenți aici băieții fiți atenți nu mai refolosește neapărat thumbnail-urile atâta, pe cât le fură le fură încă, dar nu le mai folosește, cred. Cred că asta e ce se întâmplă. Nu sunt sigur. Băieți, uitați aici a dovada. E un clip de 12 secunde, așa, în care, na, pui -mei, efectiv arăt cum el fură thumbnail că mai probabil nu le fură, nu face el thumbnail adică, alea, adică scrie că joacă cu abonații și în thumbnail scrie playing with subs, adică scrie în engleză, deci clar sunt furate. Așa, asta e argumentul meu pentru care... Na, vă dați seama, le fură. Și plus că nu știe el să facă thumbnail lui. Nu știu că știe el. Deci da, băieții, mai vreau înainte să încheiem episodul ăsta. A, ah, da, by the way, dacă ați ajuns până aici, vreau să scrieți ești în comentarii, că e chiar curios cine a ajuns pe la sfârșit. Până acum, hai, în fine. Deci, acum vreau să mai am... vorbesc despre ceva ce am uitat să menționez la începutul videoclipului. Că na, bine, am zis că instiga la ora. dar am uitat să vă zic că face asta deja gen de când am postat videoclipul. El cred că la live-uri, la ultimele două live-uri, ce puțin descrierea lui, la reguli pentru cont este să se dea dislike la videoclipul meu. Uite, ați văzut la început, ce al doilea live, ăsta ultimul de acum 12 ore, care e un live care au dus-o bine, 207 view-uri. Da, și -o mai bine câțiva oameni să-mi dea dislike. Și mai e unul live România, dăm conturi de forne, jucăm cu abonații, răspuns la Ghepardu, tralala la la, nu mai... Da, era să stau să citesc titlul scris, titlul scris de un prost. Uh, și acum vă arăt dovada agent, că pe acest live stream, live România, dăm contul de Fortnite, jucam cu abonații răspuns la Ghepardu, au uh, pus și acolo. Băieți, au pus și acolo și asta m-am uitat, uh, m-am uitat după live-ul lui, dar așa mi-am dat eu seama că au pus reguli pentru cont să dea dislike. M-am uitat acolo, am verificat descrierea dislike -a acolo, da? Am apăsat pe link și am dat de videoclipul meu. Ce, <laughs> la ce te aștepți de un prost? Băieți, spuneți-mi sincer în comentarii la ce vă așteptați de la proști. Haideți, se găs acum. Da băieți, asta este partea a doua Asta a fost partea a doua din Fize Fortnite Definiția nesimțirii și disrespectului față de comunitate Asta a fost titlul trecut Acum n-am nicio idee ce titlul să pun O să văd eu O să vedeți voi titlul când apare videoul O să vedeți bineînțeles că thumbnail-ul probabil o să fie schimbat Da? Na, da. haideți să zicem băieții Sper că episodul abonați-vă dacă vreți, dați like dacă vi s-a părut un video bine făcut, dacă vi s-a părut un video prost făcut sau veniți de la Andreas vezi, doamne, că vă dă el mare cont, că fix cont vă dă. Na, da, dați dislike, ce să zic, că mai mult de atâta nu sunteți competenți și mai am un mesaj pentru Andreas, mă, domnule Andreas, de eu nu te înțeleg, mă. Eu m-am luat așa, eu m-am luat de ce ai făcut tu pe YouTube, tu te de lucruri pe care le-am făcut în viața reală, adică tu nu ești mai competent de atâta, nu ești competent să scoți un răspuns că așa, decât dacă se stâng 40 de like-uri la un livestream stream de de căcat. Hai mă serios acum omule, scoate și tu răspunsul ăla la odată, că deja eu aștept de câteva zile bune să scoți un răspuns și dacă răspunsul e ok, atunci n-am ce să zic dacă... Aha, e scoți un răspuns de căcat, ce vrei să-ți fac? N-am da, ce să-ți fac. Oricum, și dacă scoți răspuns, îți fac video, îți spun sincer de pe acum, instantaneu cu... Și, na, da, o să iau... O să mai iau de răspuns tot dacă e bun sau nu. Bă, aia tu vezi că oricum o să mai iau de el. Dacă e bun, o să mai iau de bine. Dacă e rău, o să mai iau de rău. Deci... Mai bine fă un răspuns cât mai bun pentru că Încep ce puțin în reply nu prea ai reușit. În ce puțin în reply nu prea reușit să mă convingi că tu ești inocent sau ceva, nu. Doar te-ai afundat și mai tare în prostie. De mai făcut să fac partea a doua. Am văzut că tu continui să pui acolo, să instigi la ură pe tu videoclipul meu bine făcut mai bine făcut decât orice videoclip al tău de pe canal, ce puțin din videoclipurile astea uploadate, e mai bine făcut decât toate videoclipurile pe care le-ai tu pe canalul, pe canalul ăsta, știi? Și na, e cam așa, cu obraz să vii la cineva, să-i pui, să pui acolo reguli pentru cont, să dea dislike la un videoclip. Adică, bă, ce faci, frate? Pe bune. Ți-aș fi, dacă, am fi fost față în față, să aș fi zis eu ceva, dar hai. No, am zis că nu aduc lucruri în viața reală, gen din viața reală, în discuție pe care nu le-ai adus tu, așa că îmi mă țin de promisiune și nu o să fac. Dacă de mă că știu lucruri despre tine care, bă, nu par da bine la public. Așa că băiatul ori înveți din greșeli, încep să înveți din greșeli, și faci niște content cât de cât de calitate Și da Sau Scoți un răspuns Nu contează că e el bun sau rău Și continui Na da. îți, îți dau acest alegere Să dai un răspuns la acest videoclip Ca să nu fiu cobraz Să fiu un băiat bun Să te las să răspunzi Și vreau ca răspunsul tău Să aibă argumente și dovezi nu căcat că spus pe gură. Că nu-i răspuns, dar mai mult... Uh... și nu vreau să aud că mă înjuri într-una că tot ce face este să-ți bulească reputația publică. Așa că, bă, băieții, că sunteți fan, că sunteți hater, că sunteți fiți de că că sunteți altcineva, eu trebuie să vă las pentru că, na, vă iubesc pe toți fanii, vă urez pe toți haterii și ne revedem și auzim data viitoare. papa. Pa.